România va putea exporta în China carne de porc congelată după ce autoritățile chineze au aprobat înregistrarea primei companii românești producătoare de carne de porc. Administrația de stat pentru supravegherea certificării și acreditării din China a informat oficial România despre aprobarea înregistrării firmei românești, precizând că exportul de carne de porc congelată va putea începe după listarea firmei românești pe site-ul Autorității Sanitare Veterinare din China. Citez, decizia Chinei de a importa carne de porc din România reprezintă o mare realizare pentru economia românească, întrucât încă din anul 2012, de la preluarea guvernării, am făcut eforturi susținute împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru a decide posibilitatea exportului cărnii de porc pe o piață atât de importantă cum este cea chineză. Iată că astăzi putem vorbi de un pas concret făcut de România în direcția dezvoltării durabile a agriculturii românești. Prin intermediul exporturilor, am încheiat citatul, a declarat într-un comunicat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. El a semnat în vara anului trecut un memorandum de înțelegere cu omologul său din China, Han Shangfu, privind sănătatea animală și siguranța alimentelor, document care clarifică aspectele tehnice privind colaborarea româno-chineză în domeniul sanitar-veterinar, siguranței alimentelor, controlului și inspecție pe zona cărnii și a produselor din carne.